În conformitate cu dispozitul articolului 133, alineatul 1, litera A, articolul 134, alineatul 1, litera A, articolul 196, alineatul 1, litera B, din ordonanța divizionată cu domnul 57, pe 2019, prin care am înțeles acesta, de dispoziție sumar comunea de la numărul 11 din 10 adresa 2020, care pot mutați partea de la ordinarea de astăzi. Adicei 11 consilier local ne reducește doar domnul Popa Viorea, care spune că nu poate să ajungă astăzi, unde este în localitate. Așa fiind, prezent majoritatea consilierului local, ședința este legal constituită și poate începe lucrările. Având în vedere prevederea articolului 38 al neatul 15 din codul administrativ, supun preaprobare procesul verbal încheiat la ședința anterioară. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, deci procesul verbal a fost adoptat cu unanimitate de voturi. La ședință participă domnul Gălescu SFD, doamna Jigliu Narcisa și cu doamna Gerasimescu Luminița. Acum rog pe domnul președinte Atanasoae să preia lucrurile de ședințe. Mulțumesc pentru crederea acordată și promit că voi conduce lucrurile științe cu formă legale și democratice. Deci, fie voi nimic. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantul legal al unității administrative de Leonard de Oani pentru ședința adunării generale a acționarilor al SC Compania Regională APE ESA din 19.10.2022. Inițiator primar Victor. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul cu martinetul de specialitate și referatul de aprobare a primarului. Comisiile care avizează sunt cele trei comisii. Doi. Proiect de hotărâre prin modificarea anexei 1 la HCR numărul 3 din 21.01.2021 privind implementarea proiectului dotare cu utilaje a serviciilor voluntari pentru situații de urgență din Comuna Ardeoani. Inițiator primar Victor de acord. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare a primarului. Comisia care avizează, Comisia 2. 3. Proiect de hotărâre prin rectificarea bugetului local pentru trimestrul 4 al anului 2022, inițiator primar Victor de Acord. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului specialitate și referatul de aprobare al primarului. Comisiile care avizează sunt cele trei comisii. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției proiectului bugetar de venituri și cheltuieli pentru trimestrul 3 al anului 2022, conform contului de execuție a bugetului local din 30.09.2022, inițiator primar Victor de Acord. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare a proiectului. Comisia care vizează este comisia numărul 1. 5. Sunt diverse. De-a mai e ceva. Ce mai e? Adresa școlii, gimnazia numărul 1, 1021 din 21.09.2022. Și formă sunt diversele. Dacă mai sunt ceva, nu mai sunt proiecte. Dar mai este o adresă, o referat? Adresa numărul, da, 6856 din 17.10.2022 a compartimentului de urbanism. Așa, de acum copii este de acum. Dacă nu mai sunt alte proiecte de hotărâre, supun spre aprobare ordinea de zi în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere. Mulțumesc. Dăm citire, intrăm în ordinea de zi. Proiectul de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentant legal al unității administrative teritoriale Comunei Ardeoani pentru ședința adunării generale a acționarilor SC Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 19.10.2022. Avize. Comisia 1, Moise Cosmin. Aviz favorabil. Comisia 2, Magadan Bordan. Aviz favorabil. Comisia 3, Diaconu Nicolae. Aviz favorabil. Dau cuvântul domnului Zice. Haideți că vă spun eu despre ce este vorba. Da. Deci, miercuri, pe data de 19, este o ședință la Cran Bacău și trebuie mandatat domnul primar pentru ca să votez în ședința adunării generale ordine de zi. Și la 1 este prezentarea de aprobarea raportului semestrial al Consiliului de Administrație asupra activității de administrare conform prevederea cu 14 aliniatul 11 cu 19 din actul constitutiv CRAP și articolul 55 din 9G 109/2019 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Și la 2 este împuternicirea persoanei fizice care va îndeplini formalitățile de publicitate și
înregistrare, hotărârea adunării generale, ordinarea acționarului la Registrul Comerțului, precum și a persoanei care trebuia desemna hotărârea adoptată și diverse. Deci, după cum bine știți, de un an de zile încoace, deci orice ședință care va avea loc în cadrul cadrului și a DIB-ului și a DIS-ului, se cere mandatarea primarului de către Consiliul Local cum să voteze, pentru sau împotrivă. Acum, dumneavoastră, o să aprobați în ședința de astăzi cum să voteze domnul primar pentru ședința de miercuri, de pe 19. Cum e mai bine? Să votez. Dacă doresc cineva să ia cuvântul, supun la vot proiectul de hotărâre în formă prezentată. Deci, bănuiesc că sunteți de acord ca împărat să voteze pentru. Da? Așa. Așa, să pun la vot proiectul de hotărâre în formă prezentată de executiv. Cine este pentru? Împotrivă. Se abține cineva? Mulțumesc. Se trece la următorul punct al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei numărul 1 HCL numărul 3 din 21.01.2021 privind implementarea proiectului dotare cu utilaje a serviciului voluntar pentru situații de urgență în Comuna Ardeoani. Aviz Comisia numărul 2. Magdalena Bogdan. Aviz favorabil. Să dăm cuvântul doamnei Gerasimu Minița pentru a prezenta raportul de specialitate. Subsemnată Gerasimu Sfântuță, consiliere cadru aparatului de specialitate a primarului în Comuna Ardeoani de Zboac. Vă rog să aprobați virarea sumei de 10.000 lei exclusiv TVA, conform ofertă servicii de consultanță în 92, din 13.10.2022, reprezentând prestări servicii de consultanță pentru accesarea unei linii de finanțare nerambursabilă, programul PNDR, în cazul sesiunii deschise de Asociația Grupului de Acțiune Locală, Unimus Montana, necesară realizării următoarele documentații. Servicii de consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare. Și aici avem întocmire cerere de finanțare, întocmire memorul justificativ și buget, întocmire dosar finanțare și documente specific numerotare, opisare, multiplicare, scanare, asistență pe perioada evaluării. 2. Servicii consultanță pentru managementul investiției, întocmire cerere de plată, întocmire dosar avans dacă este cazul. Dacă sunteți de acord. Mulțumesc. Mulțumim, doamne, de la Sibos, Sibonița, dacă dorești cineva să ia cuvântul. Supun la vot proiectul de hotărâre în formă prezentată de executiv. Trebuie să fie cele trei comisii, nu? Cine este pentru? Ce? Împotrivă, dacă se abține cineva. Mulțumesc. Proiect de hotărâre de electricare de locală pentru restul 4 la anul 2022. Avizii Comisia 1, Moise Cosmin. Aviz favorabil. Comisia 2, Macadam Bogdan. Aviz favorabil. Și Comisia 3, Diaconu Nicolae. Aviz favorabil. Dau cuvântul doamnei Jigău Narcisa pentru a prezenta raportul de specialitate. Având în vedere creșterile veniturilor înregistrate la 30 septembrie 2022 față de prevederile bugetare anterioare, necesitatea suplimentării creditelor la capitolul 65-50 și alte cheltuieli în domeniul învățământului, precum și necesitatea virărilor de credite în cadrul capitolului bugetar 68-050 de asistență socială în caz de invaliditate, propun spre aprobare rectificarea pentru trimestrul 4 al bugetului, conform prevederilor articolului 19, 20 și 49 din legea 273/2006, la partea de venituri. Bugetul aprobat anterior este în valoare de 4.533,88 lei, influență 13,6.000, buget rectificat 4.547,48 lei. Influențele intervin la impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, buget anterior 3,02.000, influență 5,01.000, buget rectificat 8,03.000. La alte impozite și taxe, buget anterior 20,56.000, influență 3,49, buget rectificat 24,05.000 și la alte venituri din concesiuni și închirieri, buget anterior 11,14, influență 5,10, buget rectificat 16,24. La defalcarea
influență în orice capitol, sub capitolul titlului 6 este următoare. La capitolul, la alte cheltuieli în domeniul învățământului, am suplimentat creditele la bunuri și servicii, materiale și prestări servicii, caracter funcțional, cu suma de 13,60 mii lei. Iar la capitolul 680502, asistență socială în caz de invaliditate, am procedat la diminuarea creditelor la ajutoare sociale în numerar cu suma de 22,83 mii lei și suplimentarea creditelor la indemnizații de hrană 16,66 mii, voucher de vacanță 5,80 mii și contribuția asiguratorii de muncă 0,37 mii. De asemenea, supunem validării Consiliului Local rectificarea bugetului din data de 27.09.2022, dispusă de primarul Comunii Ardeam prin dispoziția numărul 101, constând în influența cu suma de 25.000 lei, repartizată prin hotărârea Guvernului 1156 din 21.09.2022, pentru plata recenzorilor, pentru autorecenzarea asistată, recenzorilor și coordonatorilor recenzământului populației și locuințelor, la indicatorii 11.06.00 sume de valcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale și la indicator 20.30.30 alte cheltuieli cu bunuri și servicii în cadrul capitolului bugetar 51.01.03 autorități executive. Mulțumim, doamne Jigăuna. Dacă cuvânt. Supun la vot proiectul de hotărâre în formă prezentat de executiv. Cine este pentru? Cine este împotriva? Dacă se abține cineva. Se trece la următorul punct al ordinii. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției proiectului bugetar de venituri și cheltuieli pentru mesul 3 anului 2022 conform contului de execuție a bugetului local din 30.09.2022. Aviz Comisia 1, Moise Cosmin. Aviz Comisia. Așa, dau cuvântul doamnei Jigăuna Narcisa pentru a prezentarea faptului specialitate. Da, vă prezint spre analiză execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, funcționare și dezvoltare, pentru trimestrul 3 al anului 2022, conform contului de execuție la 30 septembrie. În cadrul secțiunii funcționare, veniturile bugetului local, conform prevederilor la nivelul trimestrului 3, au fost în valoare de 2.641.210 lei, încasări la 30 septembrie 2.829.731,80 lei, realizat 107,12%, venituri în cadrul secțiunii funcționare, prevederi bugetare 3.146.620 lei, cheltuieli efective la 30 septembrie 2.158.877,02 lei, realizat 68,61%. Excedentul secțiunii de funcționare înregistrat la 30 septembrie 2022 este în sumă de 670.494,78 lei. În cadrul secțiunii dezvoltare, prevederile conform bugetului la venituri au fost în valoare de 713.190 lei, încasări la 30 septembrie 1.282.782,88 lei, realizat 179,86%, iar la partea de cheltuieli, prevederi bugetare 2.323.350 lei, cheltuieli efective 1.282.782,88 lei, reprezentând 55,21%. Mulțumim, doamne și doamne, să nu dacă vreau cineva să acumine. Supun la vot proiectul de hotărâre în formă rezultat de executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Dau cuvântul domnului secretar general pentru a prezenta adresa școlii numărul 1 Arbioan, 1021 din 2109-2022. Am primit adresa pe data de 23.09.20 după ședință, care îi cere să mă desemnăm o persoană care să facă parte în cadrul școlii Arbioan, să facă parte din comisia de evaluare și asigurare a calității. Și așa se pricere inspectorul școlar, altă persoană decât cea care este în Consiliul de Administrație la școală, să facă parte din această comisie. Și vă rog să faceți o propunere pe care să desemnăm o persoană care să facă parte din această comisie de evaluare și asigurare a calității. Dar domnul Pădrarul Remus? Propuneți domnul Mafadal, domnule.
Mai sunt alte propuneri? Dacă nu? Nu, mă, că da. Da, pune la vot. Cine este pentru? Ține, mai este adresa 6857 de 17-10-2022, compartimentul de urbanism. Doamna Alexandru. Avem o ofertă a serviciului de consultanță cu durarea sumei de 10.000 lei exclusiv de gaz, conform ofertei, pentru servicii de consultant, cesarea unei linii de finanțare de rambursare de program. Servicii de consultanță, întocmire cerere de finanțare, memorul justificativ, dosar finanțare și documente specific înverotare, asistență pe perioada evaluării, cerere de plată, întocmire dosar avans dacă este cazul. Aici este vorba despre... Mai sunt niște bani pe gal. Și toate primăriile o să primească cât o sumă de 40.300 și ceva de euro. Și așa că noi am apelat la o firmă de consultanță care să ne facă ofertă ce putem să achiziționăm de suma asta. Și s-ar părea că... Nu ce să putem să achiziționăm. Da. Să ne ajute să implementăm proiectul respectiv. Da, să implementăm un proiect pentru achiziționare unui, am zis noi, auto... Un auto special pentru... Special pentru stingerea incendiilor. Stingerea incendiilor. Mai sunt comunicări, Solonțul, Balcanii, sunt mici, dar și acei 500 de litri de apă, dacă o fi să achiziționăm mașina, o să facem rost și de o cisternă, și avem modelaj acum și tractoare, și... Și face foarte mult, măcar să localizez zona, să localizez incendiul până vin pompieri. Avem șoferi acum, avem, îl avem și pe Ciprian care e aici aproape, deci... E pe pompier? Domnul Vici e pompier. Dacă nu știți. Corect. Și dacă tot există posibilitatea, ca să mai luăm altul, utilaje, nu mai avem ceva. O să continuăm să achiziționăm în loc de dumpă, o să luăm ce nu mai trebuie de la vegetație. Bine, asta este o chestie ca informare, că mi-a zis să fac documentația și procedurile. Mulțumim, domnul secretar. Da, da, da. La punctul 5 diverse, dacă e. Da. Să punem la vot cine este pentru. Împotriva, ține. Mulțumesc. La punctul 5 diverse, dacă cineva vrea să-mi scrie la vot. Dacă nu, fiind epuizate toate controlele de urmă de zi, declar închise în primele ședințe. Da. Deci e bun.